Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Povestea de astăzi, la fel, este o poveste dăruită. E vorba de Ilinca și chiar astăzi Ilinca noastră este omagiată. Dragă Ilinca, fii atentă pentru că eu, Clownela, împreună cu toată planeta Clownela și împreună cu toți copiii care ne urmăresc acum, îți vom cânta pentru tine. Pentru tine! Îți imaginezi? Hai copii! Ne-am pregătit, așa, și împreună cu mine cântăm mulți ani trăiască, bine? Dar ca să știu că voi împreună cu mine cântați acum, scrieți la comentarii: Ilinca, la mulți ani! Ilinca, la mulți ani! Scrieți, scrieți, că Ilinca toate o să le vadă, da? Haideți împreună să cântăm! 1, 2, 3 și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Da-da-da-dum! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Ilinca să trăiască, Ilinca să trăiască, la mulți ani! Ilinca să trăiască, Ilinca să trăiască, la mulți ani! Iuhu! Ilinca să crească mare, mare, mare și să fie ajutorul mamei, să fie cea mai bună prietenă a Anei și să fie prietena lui tata. Da! Ilinca, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Te pupă Clownela și toată planeta noastră, planeta Clownela. Să vă mai povestesc un pic despre Ilinca. Deci, Ilinca, ați înțeles, are o soră. Da, Ilinca? Și o cheamă Ana! Iar voi sunteți cele mai bune prietene și petreceți și îți place enorm de mult să te joci cu Ana, e adevărat? Așa știam eu că surorile mai mari se joacă cu surorile mai mici, da? Iar pe lângă Ana, surioara ta, tu mai ai două prietene, așa-i? Cu care iubești foarte mult să te joci în curte, să mergi la Catrina în ospeție, să vină Amelia la tine, să vă plimbați împreună, să vă jucați împreună, să faceți mâncărică acolo din nisip, așa faceți voi, să vă dați la tobogane, să vă dați cu trotineta, cu bicicletele și să stați la povești. Știu eu ce mai faceți. Cântați piesa din Frozen. Așa e? Piesa pe care o cântă Elsa, așa e? Let it go, let it go. Asta cânti tu? Foarte frumos. Deci, eu am să te provoc pe tine, draga mea Ilinca, atunci când mai cânti această piesă, să filmezi, mama să te filmeze și să ne expediezi nouă, ca să arătăm tuturor copiilor cum tu cânti. Vrei? Foarte bine. Bun, Ilinca a fost și la spectacolele noastre și îi plac și le-a privit și online și eu tare mă bucur că noi ne cunoaștem. Am reușit să ne îmbrățișăm înainte de pandemie și să facem și fotografii. Să știi că îți expediez mulți pupici, multe îmbrățișări și multe, multe inimioare. Și abia aștept momentul când eu deja voi veni la tine să te văd cum faci tu piruete și cum tu faci exercițiile astea frumoase de gimnastică și toată lumea să te aplaude și tu să fii vedeta și oamenii să te admire pe tine. Pentru că am înțeles că îți place enorm de mult să exersezi și să fii o gimnastă adevărată. Așa e? Bun! Dragă Ilinca, să știi că de astăzi tu ești un erou. Tu ești eroul care a salvat povestea. Tu ești eroul de pe planeta Clownela și mă mândresc enorm de mult că gașca eroilor de pe planeta Clownela devine tot mai mare și mai mare, iar asta înseamnă că suntem tot mai puternici, mai uniți și mult mai mulți prieteni am alături de noi. Ilinca, hai să ne facem comod și să ascultăm povestea care ți-am pregătit-o pentru tine și pentru toți prietenii. Am și un semn aici, ca să știu unde e povestea ta. Povestea se numește Cornulețul Sclipitor și este despre o sirenă pe care o cheamă, ghiciți cum, Ilinca. Hai să vedem. Într-o bună dimineață, micuța sirenă Ilinca culese un melc în formă de cornuleț, ce lucea în nisip atât de frumos. Uimită de noua sa descoperire, se duse imediat să îl arate prietenului ei, răcușorul Bernard.
Hei, salut, Bernard! Ia uite ce melc am găsit eu! Îți place? Uite ce frumos clipește! L-am găsit în nisip! Bernard a luat melcul și l-a examinat foarte, foarte atent. Dragă Ilinca, dar să știi că nu e un melc! Ești sigur, Bernard, că nu e un melc? Cum să nu? Cred că ar putea fi un clește de crab! Atunci mă duc să îl arăt lui Albert! Sigur va ști al cui e acest clește! Și Ilincuța se duse acasă la crabul Albert. Ia uite-te, Albert! Privește ce clește ciudat de crab am găsit eu! Albert a luat acest clește de crab. A întors cornulețul sclipitor pe toate fețele, apoi lovi din clești în semn de nedumerire. Nu, Ilinca, nu e un clește de crab! Ei, cum nu, Albert? Atunci ce poate fi dacă nu e un clește de crab? Nu știu, păi, dar poate fi un solz de pește curcubeu. Oh, bine, am să mă duc la Gaston. El sigur va ști ce pește și-a pierdut solzul. Ilinca a notat până acasă la Gaston, peștele curcubeu. Dar și el era de părere că nu era vorba despre un solz de pește. Micuța sirenă s-a dus apoi la meduza Ana, după care s-a dus și la Amelia, steluța de mare, și la Aglaia, caracatița, și chiar la Alfons, ariciul de mare. Dar nici unul dintre ei nu știa ce putea fi cornuletul auriu. Odată cu lăsarea serii, întunericul pusese stăpânire pe fundul oceanului, dar cornulețul strălucea în continuare în mâna sirenei Ilinca. Dintr-o dată, auzi plânsete. Privi în jur, dar nu se vedea nici țipenie. Oare de unde venea acest plânset? Hai să ne gândim. E noapte afară, s-a făcut întuneric la fundul oceanului, dar cornulețul sclipea și cineva plângea. Oare cine poate fi? Descoperim mai departe împreună, da? Oare cine plânge? Se întrebă atunci Ilinca. Și o lacrimă mare, mare îi căzu pe mână. Ridică privirea spre cer și văzu că luna plângea cu lacrimi calde. Îi lipsea o felie, un colț de semilună. Ilinca îi zise: Lună dragă, nu mai plânge! Uite, ți-am găsit eu colțul! Uite, poți să îl iei înapoi! Dar cum să facem, micuța sirenă? Eu nu știu să înot, iar tu nu știi să zbor! Îi spuse luna printre sughițuri Ilincăi. Stai așa, am o idee! Ilinca înotă de grabă până la prietenul ei, Florian, peștele zburător, și îi povesti toată aventura. Păi hai să mergem, a zis Florian. Și Ilinca a urcat pe spatele peștelui și amândoi țâșniră dintr-un foc spre lună. Ajungând la ea, Ilinca îi întinse colțul. Luna îl prinse din zbor, iar Ilinca împreună cu peștele Florian s-au scufundat din nou la fundul oceanului. Au, mulțumesc, sirena micuță! Mulțumesc! Cum te cheamă? Și sirena i-a răspuns: Sunt Ilinca, Ilinca cea descurcăreață și Ilinca cea isteață. Mulțumesc, Ilincuțo, a strigat luna, plină de bucurie, pentru că și-a găsit colțul ei de lună. Acum, seară de seară, Ilinca privește luna și e tare bucuroasă că a ajutat-o să își găsească colțul ei strălucitor. Așa este, Ilinca? Despre tine este vorba? Deci tu noaptea te transformi într-o sirenă și ajuți luna și tot ceea ce te înconjoară? Wow, dar tu ești foarte bravă! Dragă Ilinca, îți mulțumim enorm de mult pentru poveste. Îți mai spunem încă o dată, la mulți ani să crești mare, mare, mare și abia aștept să ne întâlnim, să te pupăm, să te îmbrățișăm și să facem fotografii. Dacă și tu îți dorești să devii un erou care salvează o poveste, te rog să îmi scrii un mesaj, iar eu voi fi cea care o să-ți răspund și am să te aștept cu mare nerăbdare în gașca eroilor care salvează povești.
în gașca eroilor de pe planeta Clownela. Până atunci, like, inimioare și distribuire la această poveste. O să mă bucur să ne ajutați să ajungem la cât mai mulți copii și la cât mai mulți părinți să asculte poveștile noastre. Vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! Pa!